5 noiembrie, salutare la toată lumea, bă, în acest episod vreau să vă zic rapid că am intrat în mafia verde family și dacă dau să raport în 3 zile și 5 ore mi se procesează raportul, bă, am intrat de câteva zile în mafia asta și n-am anunțat pe nicăieri, au venit câțiva băieți pune să fac videoclipul ăsta, bă, dar de ce ai intrat în verde family, care e treaba, de, când a intrat în mafia, deci tu și mafiu, ce trebuie foarte frate, tu nu trebuie să iei admin, Hai că trebuia să iau dacă e. Bă, dacă dau slash status, am doi dintre helper one și Bă, vreau să vă zic că o să mai dureze ceva până iau admin și am am hotărât eu așa într-o seară destul de spontan. Bă, ce-ar fi eu până, ce-ar fi să intru eu în Muffy? până o să iau eu admin, dacă e să mai iau vreodată admin, bă, o să dureze, adică eu sunt conștient de treaba asta și dacă e să, bă, dacă e să o luăm așa pe realitate, nu uita să lăsați un like dacă vă place acest videoclip, bă, dacă e să o luăm așa pe realitate, mai durează ceva până să iau admin, așa că am zis că, bă, eu pe Bizon am stat, dacă se întreabă cineva dacă am mai fost în mafie, dacă mă pricep, bă, am stat pe Bizon vreo 3 ani consecutivi în uh, mafie. adică la modul că mafie, 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 n-am schimbat, uh, nu știu, cu o pașnică sau ceva de genul, 3 ani la rând și am zis că, bă, parcă mi-a venit așa puțin chifu și dacă totuși, dacă e să iau admiu, să iau peste ceva timp, bă, hai să mă bag, hai să, mă bag puțin în mafia. Am intrat în verde în Fable și vreau să vă zic că mafia asta are zero turf dar de fapt văd că sunt nou acolo. Am observat rapid că s-au schimbat ceva nu știu, s-au făcut mai mici, s-au făcut mai urâte, nu știu, mie la prima vedere nu prea-mi plac, dar e posibil să mă obișnuiesc. Abar am, nu știu, văd că e un turf pe aici, unul pe aici, așa aruncate la mișto din câte văd eu și văd în are vreo nouă turfuri în lv nu știu cu ce ocazie, având în vedere că m-a fi din ls nu știu cu ce ocazie, au dat turfuri pe acolo, pentru că o să le pierdem și timp pierdut pentru noi ca mafia acolo, pentru că noi nu avem nici HQ. Bă, și să știți că azi mă gândeam, bă, deci azi, că azi sunt oruri, azi vineri, mă gândeam, bă, deci ne urcăm vreo 4 oameni pe DMV ca să câștigăm HQ, ne urcăm vreo 4 oameni pe DMV și restul stau la HQ. Ce vorbești frate că s-au scurtat, s-au scurtat sunt mult mai mici și acum dacă vedeți linia asta, linia asta de aici, bă, nu mai prinde DMV, adică s-au scurtat târfurile asta în principiu și bă, mi se pare un pic ciudat, dar hai că o să mă obișnuiesc eu zic. Încă un lucru pe care vreau să-l fac în videoclipul de astăzi este să-mi șterg FH-ul și vreau să vi-l prezint mai întâi și să-l șterg, deci hai să trecem rapid prin el, am avut rang 5 în uh, parametri departament, după care rang 5 în totul company, după care rang 2 și am ieșit pe 3 din 3 din LSPD, după care avem uh, la Sventura Spolis Department LVPD rang 2, 71 de zile pe motiv wipe. Deci pe motiv wipe am ieșit, nu că am vrut eu, după 71 de zile ca rang 2, după care avem The Reef, am ieșit după 4 zile pe inactivitate de 72 de ore pentru că nu aveam o problemă cu Samcacu și nu puteam să-l pun, după care avem iarăși The Reef, rang 3 pe motiv wipe am ieșit, după care rank 5 din totul Company pe motiv am ieșit pe motiv 3 din 3 Fiction Worn. Wow wow wow. După care am ieșit cu Quit Faction, cu Quit Faction am ieșit din San Fierro Paramedic Department după 30 de zile, bă, am ieșit pentru că m-a chemat Caucau cau când era admin 6, m-a chemat în A2 și am zis că, bă, vrei să-ți dau manager la paramedici? Dar nu pot să-ți dau, că ești în paramedic, vrei la Yangu? Și am zis că, bă, nu vreau la Yangu, vreau să-mi dai la paramedici, stai așa că fac eu o și am dat cu infection și o și el atunci am râs și eu puteam să-l las, mă scoate el din facțiune pe motiv promovare manager, să dea bine ce infection loc, dar sincer nu mă interesa, și nici acum nu pot zic că mă interesează sau că îmi pare rău, nicio treabă n-am. După care s-a fi o departament rank 371 de zile de mis la cerere și asta a fost uh, pe penultima mea facțiune, că ultima mea facțiune acum e verde în family și vreau să-mi șterg FH-ul după cum am zis. Vreau să vă mai zic înainte că asta e a doua oară când îmi șterg FH-ul. Prima, prima, mea facțiune a fost Los Vagos, a fost o mafie, deci am spiritul ăsta de mafiot de mic. Uh, așa m-a făcut mama. Eu, mi l-am mai șters o dată, nu știu exact din ce motive, dar l-am mai șters o probabil nu îmi plăcea. Bă, vreau să șterg și vreau să încep, bă, vreau să încep o nouă pagină cu FH-ul. Nu că m-ar interesa foarte mult, însă bă, așa vreau eu, cum asta simt să fac și asta o să fac. 300 de puncte premium, costă clear la FH. E sigur că vrei să ștergi Faction Logul, 300 de puncte premium, bă, sunt foarte sigur istoricul facțiunilor din care ai făcut parte a fost șters cu succes, bă, aia zic. Și pe videoclipul de astăzi deschidem și un Transcendent crate, frate, dar de ce mi-ai dat crate? Bă, ce-a fost asta? Dar nu mai am cutia, frate, și eu de unde și știu ce am luat? Pă, bă, gamiaș. Bă, deci cutia nu mai am. Mi-a luat-o, mi-a s-o evaporat. Deci avea să deschid un legendary crate să vedem dacă tot eu crash. Coaie. Ba nu, tot eu crash, tot iau crash, ok, ok, deci... De reținut cu mod pe ăsta nu se deschid creditori. În continuare să vă las cu niște faze de la orele de miercuri care mi s-au părut cel puțin interesante. Coa aia am căzut jos din greșeală. Ce prostă să ba pula. Acum mă omoare ăsta. da prost, doamne. 71, 73. Mai este 3 minute. Cu aia, ce l pe unul mână. Ce l-am pierdut. Oh! Wow, 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 wow. Am câștigat orul, băi, ești nebun. Bă, care o Bă, atac pe noi, to, am Pe ăla. Da, o dată atac cu tărf Bă, l-am câștigat și acum îl pierdem. Ai, din spate, din față. Au, l-am în spate. Da, știu, mafie drecu. Mă duc și eu la ghici de unul, hai cam am dat dacă e. Ce, bă, să faci? <laughs> Nici o treabă asta e, a, asta e low Aia zic Am luat kilo și am plecat Bă, asta nu înseamnă să fiu mafiot adevărat Runda 2, runda 2, runda 2, runda 2 L Am călcat din greșeală? Aia zic Așa se fac două killer, mafiot adevărat Aia zic mă, ce-l pe ăsta acum Mamă, să ce-i dau Mamă, mi-a dat un glunț, am plecat, am plecat, am plecat Help, help

Pune și Vagus oare unul, păi. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și să lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod. Pua!